Un martor viu al infernului trăit în lagărele comuniste este Dumitru Emil din Drobeta Turnu Severin. Au trecut mai bine de 60 de ani de atunci, însă teroarea suportată în închisoarea de la Gherla a rămas încă vie. După 5 ani de detenție, Dumitru Emil urma să piardă totul. Întors acasă, a fost readus la viață, spune acesta, chiar de către femeia care avea să-i devină ulterior soție. Înviorarea! Hai, mai cu spor, mai cu spor, mai cu vână, să nu vină cu vână la voi! Grijania mamii voastre! Lasă că vă trezesc eu la viață! M-am născut cu un crunt destin, ca anii tineri se petrec în chin. Prin infernul lagărelor de exterminare, cu cătușe și lanțuri la picioare. Acest destin a fost transmis prin vis urât, mamei de ursitori în noaptea în care m-am născut, că voi fi arestat în ziua în care mă voi logodi cu aleasa inimii. Logodit a chemat prietenii lui, eu mai bine, și când petreceam și eram, a venit și m-a arestat. N-am avut timp nici să spun nici. Ea a rămas plângând și n-a avut timp, noi n-am avut timp nici voie să scrim de acolo unde mai suntem. Și după, ea tot m-a așteptat, după 4 ani i-a spus securitatea, nu m-a așteptat, că l-a executat. Ea a crezut și s-a măritat. Când am venit și am găsit totul, i-a măritat, m-am tot nimic, îmi iau zile, văzut ce, că nu mai am văzut ce trăi. Cu 62 de ani în urmă, Dumitru Emil intră în locul în care îl descrie, iadul de pe pământ, închisoarea de la Gherla. Teroarea cruntă la care a fost supus în timpul celor 5 ani de detenție avea să devină o obișnuință pentru fostul deținut politic. Reținut chiar în ziua logodnei, Dumitru Emil avea să piardă tot, părinți, casă și chiar aleasă inimii. La scurt timp după arest, Emil fusese declarat mort. Toți anii tinereții mele s-au ofilit prin temnițile grele, prin spații carcerare, diguri de muncă forțate și canalele morții. Încă din tinerețe am suferit și am chinuit. Am fost urmărit de securitate. Perioada de atunci a rămas încă vie în amintirea bărbatului de 89 de ani în prezent. Se declară un martor viu al infernului pe care l-a trăit în lagărele și închisorile comuniste. Își amintește cu amărăciune de vagonul în care a fost transportat către închisoare, un vagon de animale în care erau nevoiți să-și facă nevoile chiar în locul unde stătea, pentru că erau foarte mulți. Când ușile vagonului s-au deschis și a văzut lumina zilei, Dumitru Emil observase că mulți dintre ceilalți deținuți politici muriseră pe capete în cele 2 zile și 2 nopți de coșmar. Însă totul părea că abia acum începe, avea să vadă scris pe o clădire veche, revizia tehnică de vagoane Gherla, dându-și seama că aici urma să stea o parte din anii de condamnare, închinuri, suferință și teroare. M-a retrogradat, mi-a luat tot. Mi-a luat vergheta din seara logonei, mi-a luat un carnet de cec care aveam pe el 600 de lei. Bani de atunci erau mari, m-a ajutat foarte mult când am scăpat de la închisoare. Și acolo la securitate m-au băgat într-un lagăr, într-un țarc confecționat din sârmă ghimbată, acoperit tot cu sârmă ghimpată, în care o zi și o noapte a nins pe mine. Era 10 ianuarie 1959, a nins, am înghețat, până când a venit un gardian, m-a luat în brânci și m-a băgat într-o celulă unde m-a achinezat. Deși a fost condamnat pentru 14 ani de închisoare, Dumitru Emil a executat doar 5 ani. Întors acasă în Turnu Severin, avea să descopere că pierduse tot. Părinți, logodnică, casă. Părinții decedaseră. Ea, pentru că fusese declarat mort, logodnica se căsătorise. Practic, voiam să-mi iau zilele, mărturisește cu amărăciune în suflet Emil, însă a fost readus la viață de către actuala soție pe care a cunoscut-o chiar în ziua în care nu mai avea absolut nimic. Ea este cea cu care m-a readus la viață, cu care am făcut casă, am făcut copii, am făcut grădină
și trăiesc o viață de plină. M-a găzduit, mi-a dat seama, după 3 luni, a devenit soția mea, cu care am făcut 2 fiice, cu care mă mândresc. Dragomir Maria este femeia care a reușit să readucă la viață omul care a trecut prin terorile și umilințele din lagărele comuniste. Sunt la poartă, să fim așa. Și el a trecut pe strada mea. Și trecând, m-a întrebat din strada lui. A uitat unde stătea. De 4 ani a spus că e plecat, dar nu m-a spus că a fost la închisoare. A spus că a fost plecat în țară. Și i-am spus pe unii soia și după aia el a crezut că eu îl mic. I-am spus că lucrez în asistență la SBC, osteoarticular, și nu a crezut. M-a căutat acolo și m-a găsit, după aia a venit acasă și așa ne-am cunoscut. Cum mi-ai dat banii, cum ai scos? L-am întrebat dacă are vreun ban cel. Azi când n-are niciun ban. Am fost bani și i-am dat bani și a împărat și el mâncare. După aia a venit să mai dea și mâncare acasă, a venit la spital și am dat și acolo mâncare. Acum Emil Dumitru trăiește o viață de plină, spune el, alături de soția sa. Noi l-am găsit scriind, acesta transcrie pe hârtie amintirile și sentimentele din perioada în care a cunoscut iadul pe pământ. Dumitru Emil scrie atât despre propria experiență care l-a marcat, cât și în memoria celor care au trecut prin acest infern, înfruntând coșmarul terorii, umilinței și suferinței, suportând cele mai josnice și barbare terori din închisorile comuniste.